Bun găsit la știri, incendiu violent la o pensiune din stațiunea Călimănești. Un bărbat și-a pierdut viața, iar alții doi angajați ai pensiunii au fost transportați la spital după ce flăcările uriașe au cuprins în doar câteva minute mansarda clădirii cu două etaje. În total, 9 victime au reușit să se salveze din calea focului. De menționat că pensiunea arsă avea aviz ISU. Incendiul este localizat, pericolul de extindere la alte clădiri sau la restul pensiunii fiind îndepărtat. Au fost alocate forțe, apelul a venit la ora 6 și 1 minut prin 112. Au fost alocate forțe atât de la atașament de pompieri Râmnicu Vâlcea, cât și la stația de pompieri Brezoi. 5 autospeciale de stingere și o autospeciale de intervenție salvare la înălțime au acționat pentru stingere și iar o autospeciale transport personal și victimă multiplă, o ambulanță zmur și o ambulanță aparținând serviciului de ambulanță județean, au fost pregătite pentru eventualele persoane rănite. Au fost clipe de groază pentru mai mulți turiști cazați la pensiune. Aceștia s-au trezit din cauza mirosului insuportabil de fum produs de flăcările care au acaparat rapid clădirea. Două familii, 4 adulți și 4 minori, s-au evacuat până la sosirea pompierilor și proprietarul. Proprietarul ne-a spus că este posibil să mai fie un angajat la mansardă, unde se manifestă și incendiul. Și colegii mei execută operațiuni de căutare salvare pentru găsirea victimei. După mai bine de două ore în care salvatorii au căutat cea de-a 10-a victimă surprinsă în incendiu, un bărbat angajat al pensiunii a fost găsit fără suflare de către pompieri în mansarda clădirii. Atât proprietarul pensiunii, cât și un alt angajat care a încercat să ajute la stingerea flăcărilor violente au fost transportați de urgență la spital. Salvatorii n-au avut deloc o misiune ușoară. Cel puțin 6 echipaje de pompieri au intervenit pentru a depista locurile în care ar mai putea fi eventuale focare ce ar putea facilita izbucnirea unui nou incendiu. Există focare, suprafața este foarte mare, în jur de 250 de metri pătrați. Se unat foarte mult de fumul foarte dens și vizibilitatea este aproape zero. Negocieri cruciale în coaliție în perioada imediat următoare. Liderii PSD și PNL au detranșat mai multe teme importante înainte de a-și pune la punct strategiile pentru multele rânduri de alegeri din acest an. Negocierile au loc în contextul în care atacurile dintre liberali și socialdemocrați s-au înmulțit semnificativ în ultima vreme. Ce subiecte se află pe agenda ședinței coaliției? Aflăm acum de la colega noastră, Antoanela Reina. Bun găsit! În scurt timp, coaliția de guvernământ va trebui să ia o decizie în ceea ce privește comasarea alegerilor. În ultima perioadă au fost avansate mai multe scenarii în acest sens și vorbim aici despre comasarea alegerilor locale cu cele europene, comasarea alegerilor locale cu parlamentare și, respectiv, comasarea alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale. Susțin sursele noastre că cel mai probabil scenariu se referă la comasarea alegerilor locale cu cele europene. Chiar săptămâna aceasta, președintele PNL Nicolae Ciucă și premierul Marcel Ciolacu se vor întâlni din nou într-o ședință a coaliției pentru a discuta despre desfășurarea alegerilor de anul acesta și respectiv pentru a lua o decizie în ceea ce privește comasarea alegerilor. De asemenea, cea mai vânată funcție din partea partidelor se referă la funcția de președinte al României. Discută coaliția așadar despre așa numitul concept de rotație a președinților, un model creat fix pe modelul rotației premierilor, inițiativă pe care am avut-o deja în trecut, ceea ce înseamnă că Marcel Ciolacu ar putea să fie candidatul susținut de către PSD și PNL pentru mandatul 2024-2029 la funcție de președinte al României. Ulterior, Nicolae Ciucă ar putea să preia frâiile puterii în perioada 2029-2034. E important de asemenea să ne uităm și pe sondajele care au fost realizate în ultima perioadă. Vedem că Marcel Ciolacu este cotat în sondaje cu 18,9%, pe când Nicolae Ciucă are un procent de 11,4%. Dacă e să ne îndreptăm atenția spre opoziție, vedem că opoziția parlamentară critică această inițiativă de rotație a președinților, precizând că PSD și PNL își dorește să submineze procesele democratice. Asta pentru că în țara noastră, România fiind o republică semiprezidențială, președintele este ales direct prin vot. Dar iată și un alt scenariu care este discutat la momentul de față în coaliție. Vorbim despre
candidatul Marcel Ciolacu susținut de către PSD și PNL pentru funcția de primar general. Știm bine că funcția de edil al capitalei este o pistă de decolare pentru funcția de președinte al României, ceea ce înseamnă că Nicolae Ciucă ar putea fi candidatul susținut de către PSD și PNL pentru funcția de președinte al României. De asemenea, vă spuneam că coaliția se întâlnește chiar în această săptămână. Marcel Ciolacu stă față în față cu Nicolae Ciucă pentru a lua o decizie în ceea ce privește comasarea alegerilor. Și comentăm pe aceste teme cu invitații mei în legătură telefonică directă Diana Buzoianu de la USR, deputată USR, și Laurențiu Gâde, este deputat PSD. Le mulțumesc foarte mult amândurora. Și aș începe cu doamna Buzoianu, urmărind aceste scenarii. Doamna, ai avea impresia că s-au făcut niște planuri pe un termen foarte lung, în ciuda neînțelegerilor care apar dintre cele două partide, dar par așa să se fi înțeles un an eu, un an tu, un an eu, un an tu, adică cine va fi primar, candidat la primărie, după aia va ajunge la prezidențiale, după aceea cine a fost primar face schimb cu cel care a fost înainte primar, adică par așa niște înțelegeri ca între frați, ca și cum și-ar împărți niște terenuri. Acum, noi este foarte clar că ne uităm la aceste dezbateri și ce înțelegem este că în loc să ne îndreptăm către o Românie modernă pe care cu noi toți o vrem, ne îndreptăm mai degrabă către o Românie de dinainte de 89. Pentru că toate aceste discuții, de fapt, nu au în centrul lor nici interesul cetățenilor, nici un interes pentru democrația din România, ci mai degrabă un interes de grup al unor politicieni care vor să-și împartă plăcinta și nu știu cum să facă, cred că mă deranjează că anul acesta sunt prea multe alegeri, au făcut prea multe greșeli, PNL-ul cel puțin este, astăzi nu mai poate să dea ochii cu electoratul, cu propriul său electorat și atunci mai degrabă alege să nu mai dea ochii cu electoratul și încearcă să tot facă niște mișmașuri, astfel încât să vorbească cât mai puțin cu oamenii anul ăsta. Deci noi anul ăsta ar fi trebuit să ne bucurăm că avem 5 rânduri de alegeri, mă rog, 4 cu prezidențialele care vor avea 2 tururi, în care ar fi trebuit să fie o onoare și o încercare de a vorbi cât mai mult cu oamenii. Ei, PSD și cu PNL, care de altfel au dat mâna de 2 ani de zile conduc țara asta într-un mod haotic, se gândesc astăzi cum să facă să ne mai fure din drepturile noastre la vot. Pentru că să ne înțelegem foarte clar, aceste împărțiri între funcții, comasări de alegeri, fix asta fac, ne fură nouă dreptul la vot. Știu că s-a spus că mai există cel puțin 2 țări la nivelul Uniunii Europene care comasează alegerile, Belgia și Irlanda. Ca să ne fie foarte clar, nu există. Belgia are alegeri regionale comasate cu europarlamentare, deci nu își aleg mii de primari în același timp cu alegerile europarlamentare și le-au anunțat din 2014, cu ani de zile înainte aceste comasări. Iar la nivel de Irlanda, guvernul irlandez a dat data pentru alegerile locale cu mult înainte să se știe data la europarlamentare. Au setat data în iunie 2024 și apoi au aflat că urmează să aibă alegerile europarlamentare tot în iunie 2024. Deci nu mai există niciun alt stat la nivel european în care un alt guvern să încerce să calce dreptul nostru la sau al propriilor cetățeni la vot. Și să ne fie foarte clar, dacă trece această modificare fix cu mai puțin de 6 luni înainte de alegeri, să comasăm cele 2 rânduri de alegeri, ce se va întâmpla va fi că oamenii care vor vrea să-și facă vize de flotant ca să poată să voteze acolo unde ei locuiesc, nu vor mai putea să facă asta, pentru că tot PSD și PNL au călcat dreptul lor în picioare anul trecut, când au spus că oamenii, ca să poată să voteze unde au vize de flotant, trebuie să-și schimbe viza de flotant cu 6 luni înainte. Deci, practic, oamenii vor afla, românii vor afla mai puțin de 6 luni înainte când au loc alegerile locale și, drept urmare, zeci de mii de români nu vor mai putea să-și facă vize de flotant acolo unde vor, de fapt, să voteze. Și aici ne referim la mii de studenți. Și de asta e foarte important să aflăm. Care nu vor mai putea vota. Și de asta e foarte important să aflăm, măcar dacă am avea, domnule Gâdei, un orizont previzibil în care să aflăm când ar putea să fie aceste alegeri, dacă vor fi sau nu comasate, pentru că discuțiile din ultima perioadă arată că sunt șanse foarte mari să se întâmple asta. Doamnă, în primul rând, nu cei de la PSD au adus în fața opiniei publice aceste eventuale comasări. Colegii de la PNL au susținut și au venit cu argumentele lor. În cadrul Partidului Social-Democrat au fost discuții intense despre pro și contra
Nu s-a ajuns încă la nicio concluzie, pentru că așteptăm, în urma negocierilor pe care conducerea Partidului Social Democrat le vor avea cu cei de la PNL, să avem un calendar clar convenit în ceea ce privesc toate alegerile pe anul 2024. Nu este încălcat niciun drept constituțional, nu este niciun atac la democrație. Dimpotrivă, gândiți-vă că anul 2024, cu atâtea rânduri de alegeri, va fi un an extrem de complicat, pentru că practic toți politicienii vor fi într-o campanie electorală continuă. Mai mult decât atât, știți foarte bine că România se confruntă și cu un absenteism la vot de cele mai multe ori. Lucrul ăsta este într-adevăr un lucru pe care nu-l dorim nici noi cei de la Partidul Social Democrat. Păi tocmai absenteismul ar fi justificat și de ce spunea mai devreme colega dumneavoastră de la USR, faptul că nici nu vor putea să voteze foarte mulți pentru că nu au viză de flotant. Nu, nu este, n-are nicio legătură una cu alta. În ceea ce privește rotația funcțiilor, așa cum le prezentați dumneavoastră, sunt doar simple ipoteze nediscutate foarte serios în cadrul Partidului Social Democrat. Deci aș fi mai rezervat în a spune că putem discuta despre rotația președintelui, despre orizonturi de timp de astea de 8 ani, 9 ani de zile. Nu, astea sunt lucruri care nu prea ne interesează la momentul ăsta. Ceea ce ne interesează cu adevărat, ne interesează o bună guvernare, măsuri economice, măsuri sociale pentru români, și ăsta e lucrul cel mai important. Ulterior, bineînțeles că atunci când se vor fi încheiat toate discuțiile și negocierile, domnul premier, președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, va ieși și va comunica hotărârea pe care coaliția o va lua în ceea ce privește comasarea sau necomasarea unor tipuri de alegeri, oricare ar fi acestea. Este posibil să se întâmple asta joi? Numai puțin, doamnă, înainte de a merge mai departe. Este posibil, înțeleg că va fi o ședință joi, este posibil joi, domnule Gâdei? Să aflăm asta, da, sau e prea devreme? Cred că foarte curând o decizie în acest sens va fi luată, tocmai pentru a fi timp de a rezolva toate celelalte probleme logistice și eventual pentru a intra toate partidele într-o logică de campanie electorală. Bun, aș vrea să vorbim puțin și despre reactivarea DNA, pentru că, da, acest lucru poate să schimbe, să dea peste cap calculele partidelor. Bună oară, în această săptămână doar doi dintre candidații care ar fi trebuit să fie, unul la Consiliul Județean și unul la primărie, nu vor mai candida cu siguranță. Este vorba despre primarul din Botoșani și președintele Consiliului Județean Prahova. Cu un DNA așadar reintrat în arenă în an electoral, cu proteste amorțite în România, vedem totuși că toate aceste calcule se pot da peste cap. Vedem și materialul pe care l-au pregătit colegii noștri pe această temă chiar acum, după care revenim la discuție. Șeful PNL nu pare să agreze ideea unei rotative la alegerile prezidențiale avansate zilele trecute de socialdemocrați. Cred că este bine să recunoaștem că o astfel de funcție sau astfel de funcții nu se prestabilesc. Este dreptul fiecărui cetățean român, când vorbim de alegeri prezidențiale și alegeri locale, eu aici văd oportunitatea pentru cetățean să aleagă omul. Cum mai poate omul să discute despre libertatea lui de a alege dacă noi vorbim despre cineva care deja a fost prestabilit? Este bine să facem lucrurile așa cum suntem noi obișnuiți, într-o rânduială normală. Liderul liberal susține că nu este frică să candideze la alegerile prezidențiale, dar vrea să se asigure mai întâi că are susținerea întregului partid. Nu mi-este frică, este în fișa postului la Partidul Național Liberal ca liderul partidului să-și asume umăr la umăr cu echipa candidatura. În momentul de față, sigur, cum am spus, este vorba despre persoană.
dar în același timp persoana respectivă, când vine vorba de un astfel de obiectiv, trebuie să facă parte și să aibă înapoi a sa sprijinul întregului partid. Cum? Nu am discutat asta în partid, da. Și foarte onest vă spun că prima discuție a apărut la Sinaia în noiembrie, când am discutat asumarea modului în care abordăm alegerile. Nicolae Ciucă a refuzat să spună dacă demisionează în cazul în care PNL se va clasa în spatele AUR la alegerile europarlamentare din iunie. Noi ne aflăm aici să luptăm, nu să demisionăm. Când ne aflăm în poziția de a conduce orice fel de structură, că e o echipă, că e o structură mai mare, că e vorba de un partid, partidul trebuie să înțeleagă că este angajat la luptă și că nu se gândește nimeni la demisie. Pe de altă parte, președintele PNL susține în continuare varianta comasării alegerilor și este convins că nu există piedici legale în acest sens. Nu este pentru prima dată când s-ar desfășura alegeri europarlamentare la oaltă cu alegeri locale. S-au desfășurat și în celelalte țări europene. În momentul de față, când noi discutăm, știm deja că sunt decizii luate în 4 țări și vorbim de Germania, Italia, Belgia. Dar așa cum spuneam, avem și de luat în calcul planurile DNA-ului, care nu au cum să fie cunoscute, nu-i așa, doamna Buzeanu, vedem ce s-a întâmplat în această săptămână. Doi dintre candidați nu mai sunt valabili, nu mai sunt pe listă. Bine, nici nu știam când vor fi alegerile, dar e clar că vor trebui să găsească niște oameni, niște înlocuitori, și PSD și PNL, pentru cei doi lideri pe care i-au pierdut în această săptămână de pe lista candidaților. Știți, este, cele două cazuri sunt niște cazuri simbol. Deci ce s-a întâmplat la Botoșan cu angajarea pe concursuri date și pe subiecte date este un simbol al corupției din administrația publică condusă de zeci de ani de zile de PSD. Ce s-a întâmplat cu Iulian Dumitrescu, cu mita de milioane și milioane, cu un om care pe hârtie pare că are 3.000 de euro pe lună, dar reușea să dea cumva, fără să ridice semne de întrebare, 6.000 de euro numai pe chirie, pe un apartament în București de dimensiunea unui teren de handbal, este din nou o imagine a unor oameni care sunt abonați la banul public, la care curge constant în buzunarele lor banul public, și noi ne întrebăm de ce nu reușim să construim o Românie modernă. Păi pentru că este simplu, cu oamenii ăștia nu se poate construi o Românie modernă. Noi avem nevoie de o schimbare total de paradigmă. Avem nevoie ca administrația publică să înțeleagă că trebuie să intri în administrație publică pe meritocrație, pe concursuri reale, pentru că asta înseamnă de fapt și o administrație performantă, și avem nevoie să fie mult mai mult respect față de banul public. Când nu există respect față de banul public, ce se întâmplă este că cei care trebuie să primească bani, pilăra aia de partid, ajung să crească taxele ca să poată să-și plătească ei beneficiile, iar noi suntem cocoșați și mediul privat este cocoșat de aceste taxe impuse anul trecut de 3 ori de către PNL, și nu reușim să vedem de fapt niciun serviciu mai bun dat la schimb pentru taxele respective din partea statului. Bun, domnule Gâdăi, v-aș întreba dacă s-a discutat deja în partid cine îl înlocuiește pe primarul de la Botoșani, pentru că dumneavoastră Bănescu nu va mai candida. Este prea devreme pentru a ne pronunța pentru o candidatură acolo unde este cazul unor anchete, dar vreau să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să câștige toate alegerile din 2024, inclusiv funcția de președinte al României. România are nevoie de un președinte de stânga. În ceea ce privesc faptele prezentate de corupție, da, banul public trebuie cheltuit în folosul oamenilor și vedem foarte frumos, am văzut în presă, cel puțin la Brașov, de exemplu, că primarul a hotărât ca consilierii locali să aibă și niște gustări sofisticate așa la fiecare ședință, ca nu cumva să poată să lucreze fără a fi alimentați foarte bine. Lucrurile, la ce vă referiți? Păi, văzusem în presă că Consiliul Local Brașov, de exemplu, are stabilit un meniu pentru fiecare ședință, un meniu sofisticat. Eu cred că am văzut-o și... La ce vă referiți când spuneți meniu sofisticat, ca să înțeleagă toată lumea? Păi, uitați-vă în presă ce am văzut. Erau niște mâncăruri alese, deosebite, adică nu erau, da, în sens simplu sau public.
Da? În altă ordine de idei, nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt, iertați-mă. Nu v-am întrerupt. Dacă este să punem semnul egal, putem pune semnul egal între penalii României. Între penalii de la USR, care, de exemplu, citează legea. În USR nu există nici măcar un singur. Vă rog, da. Haideți să vorbim pe rând. Dar, pe de altă parte, domnule Gâdei, dacă... Se poate, îmi dați voi. Bun, dacă tot vorbim despre un anumit lucru, haideți să dăm și niște detalii, pentru că oamenii poate nu știu la ce vă referiți dumneavoastră cu mesele acelea îmbelșugate. Erau niște mese de protocol din bani publici, din bani privați, ca să știm și noi despre ce este vorba. Că așa, dacă vorbim din ce am citit noi undeva pe internet, putem zice orice. Am văzut știre precum că la Consiliul Local Brașov... se servește și masa, aperitive, dădeau și meniu sofisticat, astfel încât... Ce înseamnă sofisticat? Haideți că ne ascundem acum după niște... Nu aveau sandwich-uri, nu aveau mâncăruri alese, aveau un catering interesant făcut acolo, s-a prezentat meniul... Bun, în condițiile în care dumneavoastră începeți un subiect și nu aveți oricum detalii, haideți să mergem mai departe, că se pare că asta contează foarte mult, contează fala, contează imaginea, contează banii, nu-i așa, în politică. Și poate pe viitor vom relansa modelul sărac și cinstit, pentru că pare a se încadra domnul Ciucă, mă rog, nu foarte sărac, dar poate cinstit vrea să pară dumnealui, în condițiile în care se vorbește de un ceas de 30.000 de euro la un coleg din PNL. A mers la piață, ne aducem aminte, un coleg de-a lui din PNL foarte vizibil, europarlamentar, să ai un ceas de 900 de lei arată că ești sărac în România, nu-i așa? Un ceas de 900 de lei luat la reduceri. Să vedem declarația domnului Ciucă. Șeful senatului a spus că poartă frecvent un ceas pe care l-a cumpărat de la reduceri cu doar 900 de lei. 900 de lei. Era redus. Întrebarea a venit în condițiile în care unii lideri PNL sunt cunoscuți pentru gusturile lor extravagante în materie de ceasuri. Europarlamentarul Rareș Bogdan, spre exemplu, a fost surprins toamna trecută purtând un ceas de 30.000 de euro, în timp ce se afla într-o acțiune politică în piața din Șimleul Silvaniei. Ceasul a fost filmat de către jurnaliști în momentul în care politicianul se arăta entuziasmat de mirosul pătrunjelului și afirma că obișnuiește să cumpere adesea de la producătorii români. După ce imaginea a devenit virală, Rareș Bogdan s-a apărat declarând că își permite respectivul accesoriu și că nu are de gând să poarte ceasul rusesc Pobeda ca să-l mulțumească pe Marcel Ciolacu. Fiecare își cumpără ceasul care și-l permite, dar important este să avem la mână acel ceas care ne măsoară nu doar timpul, ci și ceea ce facem. Este important să vedem că prin trecerea timpului, după noi, rămân faptele noastre și nimic altceva. Doamnă, credeți că e o revigorare a acestui model? Măcar să se simte și poporul bine. Păi bun, hai, eu nu o să intru în detaliile de cât de mult costă ceasurile de la mâna domnilor politicieni care se vor mai degrabă modești. Dar au zis foarte bine, care sunt faptele? Pe care sunt faptele? Că anul trecut, de exemplu, oamenii au fost cocoșați de taxe. Reamintesc acest lucru pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că taxele alea n-au venit din aer. Au venit fix din PIX-ul și din puterea dată acestor oameni, PSD și PNL, care au vrut practic să crească aceste taxe și asta au făcut. Anul trecut am rămas fără bani pentru spitale și pentru educație, în același an în care s-au crescut taxele. Astea sunt faptele concrete. Dacă este să vorbim și am auzit mai devreme retorica aceasta de genul, suntem toți la fel. Nu suntem toți la fel. Îmi pare foarte rău. Există politicieni care atunci când au avut puterea au luptat pentru România să primească prin PNRR 57 de miliarde și să fie alocate pentru autostrăzi, pentru spitale și pentru școli. Și există politicieni care astăzi nu știu cum să facă mai degrabă să distrugă democrația din România. În 2024 oamenii vor putea să aleagă o alternativă la PSD și PNL sau la extremism și se cheamă Alianța Dreapta Unită. Și nu suntem toți la fel. Da, domnule Gâdei, ca o concluzie așteptăm să aflăm cât costă și ceasul domnului Ciolacu, nu? Că pantofii de pantofi s-a vorbit. Erau frumoși într-adevăr. Despre care 57 de miliarde prin PNRR discută distinsa colegă, dar țin să reamintesc faptul că tot ceea ce vorbește despre taxe și impozite
avem în PNRR peste 100 de pagini în ceea ce privesc măsurile fiscale pe care România și le-a asumat. Din PNRR, aproape n-ați reușit să respectați aproape nicio condiție din PNRR. Nu v-am întrerupt când ați folosit PSD-ul după punctaj tot timpul. Haideți să ne ascultăm pe rând că telespectatorii nu înțeleg nimic. În altă ordine de idei, prețurile ceasurilor liderilor din PNL chiar nu mă interesează și n-am ceasuri scumpe și chiar nu știu despre ce este vorba. Dar din PSD contează. M-ar interesa, de exemplu, nu, să facem așa o comparație. 30.000 de euro Rareș Bogdan, 900 de lei domnul Ciucă și domnul Ciolacu înțeleg că poartă pobeda. Doamnă, nu știu ce ceas, sincer, nu știu ce ceas poartă domnul Ciolacu. Era o glumă. În niciun caz nu poartă ceasuri de 10.000 de euro, așa cum ostentativ Rareș Bogdan s-a prezentat în piață mirosind celebrul pătrunjel. Bun, pe săptămâna viitoare ne-ar interesa să aflăm niște lucruri, nu despre ceasuri, ci despre comasarea alegerilor, că nu de alta, dar poate vrem să mergem și noi la urne. Mulțumim foarte mult pentru aceste intervenții reprezentanților celor două partide și vorbim acum despre un protest organizat chiar în fața sediului PSD. Peste foarte puțin timp ar trebui să înceapă. Asociația Comunității LGBT Mozaic se strânge în fața sediului PSD. E cel printre altele legalizarea parteneriatului civil. Vlad Vischi, președintele executiv Mozaic, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație. O să vă rog să ne spuneți mai multe despre acțiunea de astăzi. Da, noi ieșim în stradă pentru că domnul Ciolacu ne tot spune că România nu e pregătită pentru drepturi LGBT. Noi ieșim pentru a-i spune domnului Ciolacu că România este pregătită pentru legalizarea parteneriatelor civile. Majoritatea covârșitoare în sondaje a românilor spune că viața lor nu s-ar schimba dacă s-ar legaliza parteneriatele civile. Și în plus noi am lansat și un document cu 52 de puncte, practic agenda noastră politică în materie de educație, sănătate, reprezentare publică și aceste revendicări ale noastre în contextul anului electoral se găsește și pe site-ul iubimlafel.ro. Domnul Ciolacu trebuie să se hotărască. Ori este european și coleg cu socialiștii săi europeni și își asumă o misiune de modernizare a României, inclusiv în materie de drepturi LGBT, ori este de partea extremiștilor de la AUR, care iată propun un nou referendum și care urăsc comunitatea LGBT. Noi nu cerem decât drepturi egale. La fel cum România cere să fie în Schengen, așa vrem și noi drepturi egale, drept de moștenire, drept la vizită în spital, credit comun și trebuie să ne amintim că România are o condamnare la CEDO cu privire la acest subiect și există o obligație de a respecta hotărârile judecătorești. Așadar, mergem să-i spunem domnului Ciolacu, iată-ne, ăștia suntem noi, România e pregătită, legalizează parteneriatele civile. Mulțumesc pentru această intervenție. Vlad Vischi a fost în legătură telefonică directă. Mergem mai departe. Accident cumplit pe un drum din Constanța. Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un sens giratoriu. Impactul violenței a produs la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlaicu și strada Nicolae Filimon, acolo unde tânărul a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a oprit cu autoturismul în sensul giratoriu. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în acest caz. Sunt milioane de vârstnici în Uniunea Europeană care nu doar visează la o pensie bună care să le asigure o bătrânețe liniștită, ci chiar au parte de așa ceva. Se întâmplă în Portugalia, Spania și Italia. Un raport realizat de un institut de cercetare arată care este topul celor mai bune țări pentru a ieși la pensie, clasament în care România lipsește cu desăvârșire. Potrivit unui top al celor mai bune state din Uniunea Europeană în care să ieși la pensie, Portugalia e cea mai tare țară cu un scor de pensionare de 7,83. Este una dintre cele mai accesibile țări europene grație costului scăzut al vieții. În medie, costul vieții, excluzând chiria, este cu aproape 29% mai mic decât în Statele Unite. Pe locul 2 se află la egalitate două țări. Este vorba despre Spania și Italia, unde, potrivit raportului, scorul de pensionare este de 7,83.
7,31. Costul vieții în Spania, excluzând chiria, este cu aproape 34% mai mic decât în Statele Unite ale Americii, iar țara oferă rezidenților acces la programul său de asistență medicală publică. Pentru a începe procesul de pensionare, în Spania, părțile interesate ar trebui doar să obțină o viză de ședere. Pe locul 3 al celor mai bune țări din UE în care să ieși la pensie se află Grecia, care este urmată de Bulgaria, Franța, Slovenia, Croația și Malta. La coada clasamentului, locul 9 este ocupat de Irlanda. Raportul cuprinde date întocmite în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia, ca indici, au fost luate în calcul populația, speranța de viață, costul vieții, prețurile caselor, stadiul vizelor, siguranța, plajele și, mai ales, sănătatea. Cât despre România, țara noastră nu se regăsește în acest top, nici măcar pe ultimele locuri. În România, pensionarii sunt o categorie de persoane vulnerabilă. Cei cu pensia minimă primesc doar câteva sute de euro lunar, de cele mai multe ori insuficient pentru asigurarea unui trai decent. Vârsta de pensionare diferă de la țară la țară, iar în comparație cu alte țări din Europa, România are una dintre cele mai înaintate vârste de pensionare. Vârsta la care persoanele pot ieși la pensie diferă de la țară la țară, iar în țara noastră vârsta legală de pensionare este de 61 de ani și 9 luni pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. Vârsta plasează țara noastră pe locul 9 în topul țărilor din Uniunea Europeană. Emoții mari pentru elevi. Mâine începe simularea la evaluarea națională și atât elevii cât și profesorii vor avea parte de o premieră. Lucrările vor fi corectate digital. Ministrul Educației, Ligia Deca, asigură că noul mod de corectare nu va influența nici tipurile de subiecte, nici timpul de lucru al elevilor. Ministerul Educației a publicat pe pagina de Facebook cele mai importante beneficii ale acestui proces, precum și cele mai frecvente întrebări și răspunsurile lor. Elevii de clasa 8-a vor susține mâine proba la limba română din cadrul simulării evaluării naționale potrivit calendarului. Astfel, după ce școlarii termină de scris lucrarea, aceasta va fi predată către profesorii supraveghetori. La rândul lor, aceștia le vor scana și le vor trimite mai departe colegilor de catedră din alte județe. Rezultatele obținute la simularea evaluării naționale vor fi publicate pe 23 februarie. Notele nu vor fi puse în catalog, acest lucru va fi posibil numai dacă elevul solicită asta. Ministerul Educației vine cu schimbări majore în ceea ce privește orarul zilnic. Un proiect de modificare a statutului elevului depus la Ministerul Educației presupune o limită de timp în școală pentru elevii de gimnaziu și liceu. Proiectul a fost realizat de asociațiile elevilor din Constanța, București, Ilfov și Vâlcea, împreună cu specialiști ai organizației Salvați Copiii România. Acesta prevede că elevii de gimnaziu ar urma să petreacă maximum 5 ore pe zi la școală, cei din clasele primare maximum 4 ore pe zi, în timp ce elevii de liceu n-ar depăși 6 ore zilnic. Proiectul a fost depus pe 1 februarie și a fost realizat după ce pe această temă au fost organizate consultări și dezbateri la care au participat peste 1000 de elevi din întreaga țară. Decizia actualizării proiectului a fost luată pentru stabilirea detaliilor, pentru că în prezent doar elevii din învățământul primar au reglementate cele 4 ore de cursuri pe zi. Încercăm să intrăm într-un cadru normal, cadru reglementat deja. Trebuie să fim atenți, pentru că dacă tăiem aceste ore doar din pix, fără să corelăm programa școlară, adică aceste conținuturi, nu facem absolut nimic. Nu facem altceva decât să îngreunăm și să grăbim practic predarea tot așa pe repede înainte, fără să aibă timp copiii să aprofundeze. Una dintre propunerile proiectului vizează interzicerea programării a 2 ore consecutive ale aceleiași materii în orar. Măsura a fost luată în calcul tocmai cu scopul de a oferi o diversitate mai mare în procesul de învățare. Printre cerințele elevilor se numără ca materia de scriere să nu se desfășoare la clasa pregătitoare și clasele 1-2 la prima oră. De asemenea, orele de educație fizică să nu se efectueze în prima oră a turei de după amiază. Totodată, elevii mai cer ca evaluările planificate să nu fie stabilite în 2 zile școlare consecutive și nici 2 testări în aceeași zi. O altă prevedere legată de orar, care este prevăzută și în actuala lege a educației, este ca orarul zilnic să nu cuprindă pauze între orele de curs mai mari de 20 de minute. În comparație cu alte țări, elevii români fac într-adevăr mai puține zile de școală, dar petrec pe parcursul anului mai multe ore în bancă decât media elevilor din Europa, pentru că au mai multe ore pe zi. Deși în clasele primare au mai puține ore pe zi, la gimnaziu au mult mai multe și așa se ajunge ca la clasele 1-8, per total, unele elev român să petreacă mai multe ore la școală decât media europeană.
Boala șpăcii din spitale s-a mai ameliorat, însă e departe de vindecare. Mai nou a apărut o altă dilemă, de data aceasta printre medicii rezidenți. Ei nu știu cum să-i facă pe pacienți să înțeleagă că nu au nevoie de bani din partea lor ca să-și facă treaba. Din 100 de pacienți care trec prin spitalele de stat, 2 spun că au dat mită. Mulți alții tac și se mulțumesc că au ajuns cu bine acasă. Boala șpăgii din spitalele românești e într-un regres vizibil, spun pacienți și medici deopotrivă, însă mentalitatea trebuie să dau ceva la doctor e departe de vindecare. Noua generație de medici români tinde să refuze șpaga primită de la pacienți, însă mulți dintre ei nu știu cum să se comporte cu cei care insistă să ofere bani. Tinerii medici au impresia că le creează un disconfort pacienților dacă le refuză șpaga. O demonstrează o dezbatere amplă pe tema șpăgii din spitale, subiect care a fost intens dezbătut pe un grup de mai mulți medici rezidenți. Mi-a întins 50 de lei o pacientă și nu am vrut să-i iau, dar a insistat aproape un minut și după mi-a băgat în buzunar. Era și o oră târzie, eu îmi căutam stetoscopul, eram pe plecare, nu știu totuși cum de i-am acceptat. Am mai pățit în trecut să mi se ofere, dar într-un final am reușit de fiecare dată să le explic că nu pot să-i iau. În fine, pacienta pleacă mâine, deci am timp să-i înapoiez. Inițial am zis că hai, că poate-i strâng și donez unei cauze. Ideea este că de fiecare dată când îi refuzam, automat le cream și un disconfort pacienților. Nu știu cum să vă explic, dar se simțeau aiurea că i-am refuzat. Nu știu ce să fac pe viitor, nu știu cum e mai bine, cert e că mă simt mizerabil. Povestește un medic rezident confuz, care nu știe cum să-i facă pe pacienți să înțeleagă faptul că nu are nevoie de bani din partea lor ca să-și facă treaba. Reacțiile n-au întârziat să apară. E fix problema lor că se simt aiurea că refuzi să faci ceva ilegal. I-a răspuns un medic rezident, în timp ce altul îi sugerează că dacă pune punctul pe ei, atunci și pacienții vor începe să renunțe la a mai oferi bani personalului medical. Fermitatea este răspunsul. Nu, nu accept bani sau cadouri scumpe, vă rog să nu mai insistați, mă puneți într-o situație jenantă și chiar periculoasă. Și chiar te îndepărtezi, ieși din cabinet dacă e nevoie. Sunt și medici care n-au fost puși într-o situație tocmai plăcută, ba mai mult decât atât, recunosc că au simțit chiar presiune din partea pacienților. Am refuzat odată o șpagă tranșant. Am dat să ies din cabinet și efectiv am fost prinsă cu ușa să nu scap. Am băgat replica. O să vă raportez șefului de secție. Și a renunțat omul într-un final, dar a fost o situație în care efectiv m-am simțit agresată. În primul rând, trebuie să ne gândim că această tară a șpăgii în spitale vine de decenii deja în România. Că majoritatea pacienților care ajung în spitale sunt persoane vârstnice și care au această mentalitate că dacă nu li se primesc banii sau atențiile, înseamnă că sunt foarte grav și că de milă medicul nu primește acești bani. Pe de altă parte, sunt și medici, trebuie să recunoaștem, care primesc sau condiționează sau dau de înțeles că așteaptă atenții mai consistente sau mai puțin consistente pentru actul medical. Și toate acestea duc la această situație. Anul trecut, România era pe primul loc în topul țărilor din Uniunea Europeană cu cel mai mare procent al șpăgilor în sănătate, adică 19%. Teama că nu vor avea acces la serviciile medicale sau că nu vor primi cel mai bun tratament sunt principalele motive. De aproape 6 luni au avut nevoie experții în SMX pentru a stabili cauza exploziei de la Crevedia, care a avut loc în august 2023. Focul a fi pornit de la un nor de gaze care se formase pe un perimetru de aproximativ 40 de metri, inclusiv asupra stației GPL. Mutarea GPL-ului din cisterna mare în cea mică ar fi fost făcută neadecvat, mai spun experții. Nu a fost însă depistată sursa izbucnirii flăcărilor. Ar putea fi o țigară aprinsă sau o scânteie. 6 persoane au murit în tragedia de la Crevedia, iar alte 50 au fost rănite. Mai multe case au fost afectate de explozii. Patronii stației GPL dezafectate, unde s-a produs incendiul, se află acum în arest la domiciliu, după o perioadă petrecută în închisoare. Mersul anchetei este puțin dezamăgitor, pentru că în astfel de cazuri ne-am fi așteptat, sau așteptarea legitimă a fiecăruia dintre noi, ar fi fost să vedem un act de justiție blitz, făcut cât se poate de repede, sigur, respectând toate garanțiile procesuale. Este un element important, să spunem, clarificat de către experți, dar nu este cel esențial. Ori dacă pentru un asemenea element a trebuit să așteptăm atât, oare mă întreb retoric cât va trebui să așteptăm să vedem un rechizitoriu eventual întocmit și cu atât mai mare așteptare a trebuit să vedem și o soluție în acest dosar. De ce spun că nu este esențial? Pentru că e important să stabilească aici nu neapărat ce a declanșat, ci cine a greșit prin eluarea măsurilor, cine a creat acea stare de pericol și
și cine a intervenit prompt sau, mă rog, inadecvat la momentul respectiv. Avocații speră că acest caz nu se va sfârși cu prescrierea faptelor, așa cum am văzut în multe cazuri celebre. Să punem cu voia dumneavoastră puțin în context acest caz, anume cu acele prescripții care au tot venit din urmă. Sper să nu fie vorba și în această situație de prescripție, dar totuși societatea română a trecut prin experiența prescripțiilor, evident situație nefirească și care, într-un fel, ne-am fi așteptat să trezească pe cineva. Însă este cale lungă până când acest dosar va ajunge la sfârșit. E cale lungă până la momentul la care vom vedea o eventuală trimitere în judecată. Spun că este o cale lungă, avem doar opiniile unor specialiști, să zicem, exprimate, ele, în mod evident, pot fi contestate, se poate cere o contraexpertiză, putem asista la participarea altor experți care să vină să verifice, până la urma urmei, un consum mare de energie pentru lămurirea unui aspect, în fine, cum spuneam, este important, dar nu este cel decisiv. Urmează un proces, un proces în fond, un proces în apel, iar știm cam cât durează procesele în România. Repet, în aceste cazuri, să zicem, de mare notorietate, ar trebui justiția să-și demonstreze eficacitatea. Pentru că cine a spus, justiția târzie nu este justiție. Încrederea în justiție trebuie câștigată de către aceasta prin demonstrarea aptitudinii de a rezolva astfel de cazuri. Peste 130 de părți civile care au suferit daune în urma exploziilor de la stația GPL din Crevedia sunt parte din dosar. Aceștia pretind despăgubiri care ajung la 27 de milioane de euro, iar până acum 3 familii au primit aproximativ 500 de mii de euro. Între timp, patronii stației Daniel Ionuț Doldurea și Cosmin Ionuț rămân în arest la domiciliu. Exploziile de la Crevedia s-au petrecut la sfârșitul lunii august 2023, iar în urma lor au murit 6 oameni și alți 57 au fost răniți. Este pericol uriaș de avalanșă la munte. Salvatorii Montanii anunță că în această perioadă este risc însemnat de producerea unor avalanșe în masivul Buceci, în munții Făgăraș. Iar în unele zone, pentru evitarea eventualelor incidente, au fost deja montate panouri de avertizare asupra pericolului. Riscul de avalanșă a fost evaluat la 3 pe o scară din 5. Avem toate efectivele de salvatori montani din țară în alertă. În primul rând, suntem în weekend. Lucrăm cu efective maxime. Ieri am avut 86 de intervenții în care am salvat peste 100 de persoane, deci foarte multă activitate pe munte, iar în privința avalanșelor, într-adevăr, în următoarele zile vom avea temperaturi din ce în ce mai ridicate și cu siguranță toată zăpada căzută în ultima perioadă, care n-a apucat să se sedimenteze foarte bine între straturi, va putea favoriza sau condițiile vor putea favoriza producerea de avalanșe. Noi sperăm ca turiștii să dea dovadă de responsabilitate, să rămână în perimetrul stațiunilor turistice, să nu abordeze zona alpină înaltă prin sectoarele în care zăpada este foarte mare, pentru că acumulările de zăpadă se văd, cornișele în vârful, pe creste se văd. Deci turiștii responsabili ar putea să evite aceste sectoare. Cei care nu știu să se adapteze la acestor condiții, cu siguranță vor avea probleme pe munte. Apariție neașteptată la Constanța. Este vorba despre un rechin de aproape un metru care pare să fie rătăcit în apele portului în zona Danei 1. Localnicii și pescarii aflați în zona au fost uimiți să vadă un astfel de vizitator rar întâlnit în apele portului Constanța, așa că nu au ratat ocazia de a imortaliza momentul în care acesta notă pe lângă dig foarte aproape de suprafața apei. Rechinul, cunoscut sub denumirea de câine de mare, o specie amenințată la noi, trăiește în ape adânci, în larg, iar apariția lui în zona portului este considerată de specialiști în general un eveniment inedit. Cum în zona portului se lucrează foarte mult cu cereale, cel mai probabil rechinul s-a apropiat în căutare de hrană, atras de resturile care au ajuns în apă. Rechinul de Marea Neagră este inofensiv pentru oameni și se hrănește cu pești de mici dimensiuni. Jurnalul continuă după publicitate, rămâneți cu noi! Rusia acuză Ucraina că ar fi bombardat o brutărie din estul ocupat. Autoritățile de ocupație instalate de Moscova în orașul respectiv au acuzat trupele ucrainene că au ucis cel puțin 28 de oameni în atac.
Ministerul rus pentru situații de urgență a transmis că operațiunile de salvare erau în desfășurare și că salvatorii făceau eforturi pentru a scoate oamenii în viață de sub dărâmături. Bilanțul anterior al autorităților proruse, imediat după eveniment, era de 2 morți și 6 răniți. Un oficial al autorităților de ocupație instalate de Rusia a afirmat la rândul său că sub dărâmături ar fi rămas 10 de persoane și a acuzat forțele ucrainene că au vizat în mod intenționat brutăria. Atacul a avut loc în același timp în care Kievul a declarat că Rusia a lovit-o cu un nou roi de drone de fabricație iraniană. Atacul a vizat instalațiile energetice din regiunea centrală Dniepropetrovsk și a lăsat mii de oameni fără energie electrică. Lisiciansk, un oraș din regiunea Lugansk, care avea o populație de aproximativ 110.000 de locuitori înainte de ofensiva Moscovei, a căzut în mâinile forțelor ruse după o bătălie brutală din vara lui 2022. Bilanț negru în Chile, numărul oamenilor care și-au pierdut viața în incendiile devastatoare ce au cuprins țara din America de Sud a crescut la cel puțin 51. În continuare, autoritățile se așteaptă ca bilanțul să crească în orele următoare. Flăcările violente au pârjolit mii de hectare de pădure, au acoperit orașele de coastă într-o ceață densă de fum și au forțat oamenii din regiunile centrale să-și părăsească locuințele. Totodată, rafalele de vânt au atins viteze de 40 până la 50 de km pe oră, ceea ce a favorizat apariția de noi și noi focare. Incendiile sunt cauzate de un val de căldură și de secetă care afectează partea sudică a Americii de Sud. Acestea au loc pe fondul fenomenului El Niño, iar oamenii de știință au avertizat că încălzirea globală crește riscul de dezastre naturale, cum ar fi căldura intensă și incendiile. Încă o condamnare pentru fostul premier pakistanez Imran Khan, fostul star din cricket, a primit încă 7 ani de închisoare după ce căsătoria sa a fost declarată ilegală de un tribunal din Pakistan, conform legii islamice. Aceasta reprezintă a treia condamnare pentru Khan într-o săptămână, după ce în urmă cu câteva zile a primit 14 ani de închisoare pentru cadouri primite în timpul mandatului său și marți a fost condamnat la 10 ani pentru divulgarea de documente clasificate. La vârsta de 71 de ani și aflat în închisoare din luna august, Khan, fost star internațional de cricket, se confruntă cu dificultăți în revenirea sa în arena politică, deși popularitatea sa rămâne neafectată, în special printre tinerii care îl văd ca o speranță pentru schimbare. Avocatul său, Gohar Ali Khan, a calificat cazul drept ilogic și cu motive politice, adăugând că vor contesta sentințele în instanță. Cu o interdicție de a candida pentru următorii 5 ani, Imran Khan se confruntă cu multiple acuzații penale pe care le consideră politizate. Soția sa, Bushra Bibi, a primit o sentință similară de 14 ani de închisoare. Chiar dacă interdicția de candidatură îl vizează doar pe Khan, aceste condamnări reprezintă o lovitură suplimentară pentru partidul său, cu câteva zile înainte de alegerile legislative și provinciale din 8 februarie. Până punct aici jurnalul, ne revedem în săraptă.